Mai în glumă, mai în serios, proverbul spune că din orice om faci un pescar, dar din pescar om mai rar. Dacă 24 ianuarie a fost zi liberă, pentru împătimiții pescuitului a fost o oportunitate de ieșire în peisaj, chiar dacă s-a anunțat la Rădăuți cea mai joasă temperatură din țară. Am lăsat așadar în urmă Hora Unirii și vinul fiert de la Rădăuți să căutăm pescarii la copcă și am pornit spre acumularea Rogojești, 850 de hectare de apă ce își dispută granița între județele Botoșani și Suceava pe cursul râului Siret. O imensitate albă, înghețată, liniște și ger. Gheața, nu foarte groasă, pe alocuri topită, dar multe urme se pierd în zare, arătând că pe aici se trece. Zăpada scârție sub picioare, câțiva pescari se retrag deja nu foarte bucuroși de capturile lor. Spre celălalt mal, zărim în depărtare siluetele unor pescari și traversăm pe o cărare deja croită, pe drumul de gheață din imensitatea rece și albă. Tare groasă. Mai este o meală artificială. Dai drumul aici și ia să duci. Pac! Pac! Și acum te joci. Pac, că dandinezi. Dacă vine, vine. Dacă nu, încerci norocul la altă gaură. Uite asta, pescuitul la copc. De câți ani sunteți pescar? Eu? De 40 de ani. Am 68 de ani, de la 40 și ceva de ani sunt pescar. Cu permis, pe gheu, cu tot, absolut. Cam câți bani ați băgat în ustensile? Vezi bățișorul ăsta? Da. Și cu mulineta asta? Știi cât costă? Nu știu. $150. Bățul ăsta și cu mulineta asta, atâta costă, că la fund e mizerie. Și dacă judecăm că aveți mai multe? Da, da, mai mulți. Mai dai deoparte, nu știi nevasta. Păi că ai dat la amantă, că ai mi-a luat o amendă. Confiscul e pescuit. Asta e hobby. Și pe astăzi ce spuneți, o meritat sau nu prea? E, cum să văd, pentru... Plăcerii se merită orice. Relaxare. Să relaxare, aer curat, respir frumos. Nu te cerți, devii mai calm, devii mai optimist, mai bun. Mergi acasă, ai o vorbă bună cu nevasta, cu vecinul. E o relaxare totală. Veniți și vara? Cu barca sau pe jos? Cu barca. De ce să vin pe jos? Cu barca intri pe lac frumos, pescuiești, dai la voblere, la twisteri, la tot felul de momeli. Care a fost cea mai mare știucă care a prins iarna? Iarna la copcă cea mai mare știucă am luat-o de 5,5 kg. Și vara? Și vara? Vara... până la 4 kg. Eu. Toamna am prins mai mare. Vara mai rare. Vara. La ce se prinde mai mult? La momeala vie sau la artificială? Depinde. Depinde de zile. Depinde de zile. Se prinde și la artificială foarte bine, de multe ori. Se prinde și la vie. Asta e pescuitul la răpitor. Cu momeala vie și naturală și artificială. Repitorul, bibanul, stiuca, șalăul în zona noastră. Dar aici șalăul nu-i. La copca asta se bibanul. Aia câte o stiucă, depinde cum intră, când intră. Sunt zile când merge, sunt zile când nu merge, stai. Nu v-a fost frică că se rupe gheața? Nu. Păi da, ca n-am pe burtă culcat. Prima dată când păritele ești pe burtă, n-ai cum să...
Da, te informez, gheața de la 8 cm te ține la fel făcut. Fără probleme te ține. De la 8 cm în sus, intri fără grijă, dar să nu fii grup. De ce n-ați stat mai lângă mal? De ce ați venit tocmai aici, pe mijloc? De ce că... Libanul circulă pe aici, în zona asta mai, na, mai... Pe unii vin pescare, de obicei. Unde se mai prinde? Unde se mai prinde? Știu că nu stă lângă mal, e vine la... Lângă stuf. Puietul. Alții au preferat azi de ziua Unirii un vin fiert și să stea în oraș. Noi cântăm aici când prindem un biban. Ora Unirii la la fiecare pește prins. La fiecare biban prins, la fiecare pește am cântat Ora Unirii. Hai să dăm mână cu mână. Da. Să vină mai mulți, nu? Că nu ne-am văzut de o lună. Vine încoace frățioare la tigaia cea mai mare. Nu vă trebuie tigaie mari pentru așa că. Nu, păi dar nu avem acasă tigaie mai mari. Noi am prins după mărimea tigăii. La aia mari le dăm drum, că nu avem tigaie așa mare. Ce e să facem? Asta e, pasiune, hobby. Uite-l. Ai, ai, bibanaș. Hop, așa flăcăul, hai să dăm mână cu mână ce cu inima română. Pac, băgăm să-l scoatem din gură. Hop. Frumos, să nu pierdem cârligul. Gata! L-am prins. Ați văzut? Încă unul. Aici avem o băț pentru copcă, special. E ceva mai scump. Mulinetă, la fel, specială, se vede, mai micuță. Nu trebuie foarte mult fier pe ea. E de preferat ca să fie colorat, pentru că în contrast cu zăpada se poate observa când este, momeala este atacată sau când ajunge la fundul apei. Și atunci e mai ușor pentru pescar să-și dea seama că când are atac. La copcă trebuie monofilament pentru că firul textil îngheață și atunci e foarte greu de manevrat dacă e frig. E înaintașul fluorocarbon în cazul în care avem vreun atac din partea știucii sau șalăului pentru a nu fi tăiat. Aici e o momeală artificială, specială pentru copcă. Mai spunetă. Vedeți, are o ancoră și două cârlige. Trebuie animată în apă pentru a o face cât mai reală. Pentru răpitori, în special biban sau știuc. În general folosim acest echipamente de schi. Nu se vede, ia uitați aici, antitero. Sunt călduroase și nu foarte costisitoare din punct de vedere din punct de vedere financiar. Mai trebuie și câte un încălzitor lichid, nu? Bineînțeles că ajută un încălzitor lichid. Nu te face să îngheți. Care vând peștișori vii, au butoaie, vând la clienți care merg, îi cumpără. Îl iei, îl pui într-o găleată, îl aduce aici. De el stă viu? Stă, păi, dacă e în apă, stă viu. Nu îngheață? Nu, mai îngheață, dar... Amorțești. Amorțești, cu găleata, cu polistiren învelită, punem capacul, na, așa frumos, dar el, uitați, e viu. Mai pere câte unul, dar asta e. Mergem. Ce fel de pește e ăla? Păi, boiștean, beliță. Cărășel, genul ăsta. Sunt magazine din astea care aduc și vând la pescari, sportivi. Și scumpi? Scumpi. Dau 10 bani bucata, 20. E acolo 100 de bucăți și ai pe o perioadă. Le schimbi apa mereu, le pui
oxigenare frumos și trăiesc. Asta e frumos. Aici e îngheață, că e frig, dar acasă când îl pui într-o încăpere, da, nu se mai, într-un bazin mai mare și îl ții. Și aici vii cu cât să-ți trebuie, na. Îl duci înapoi, păstrezi pentru data viitoare. Agăț-o știu că mai mare și nu o poți să o scoți, bagi și o tragi. Uh-huh. Altfel îți rupi firul, o ajuți, e ajutător. Da, fel de fel de dandinete. Speciale pentru vremea asta. Are peste și ori, el se pune. Poate mulți așa îl pun. El când trage, îl culă. Dar... Soldatul. E în gheață și nu-i bun. Dacă îl pui așa, el dacă nu o trea, să-l culcă pe coc. Da, da, da. Și e acolo, se duce. Intră în scuf, nu o mai scos. Ești pe fază, o scos. Doar da, dacă ai pescuit, știi foarte bine. Da. Da. Asta e. Thank you.